Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. Priveliștea de la fereastra farului. Fiecare falsează din când în când. Cântă-ți mai departe melodia. Părinții mei m-au trimis la lecții de pian când eram tânăr. Opinia mea nu a contat. Mi-au spus că îmi vor prinde bine, ca un fel de spanac pentru degete. Odată pe săptămână, o femeie bătrână cu un cardigan pastelat ședea alături de mine la pian într-o poziție perfectă, privind peste umărul meu, în timp ce eu orbecăiam pe claviatură. Părea mereu încruntată, ca și cum expresia fusese tatuată pe fața ei. Fiecare notă greșită suna și mai rău datorită încruntărilor, grimaselor și mormăielilor ei dezaprobatoare. Uneori săream intenționat peste note, doar ca să-i văd fața plină de cute, transformându-se într-un origami. După 6 luni de exerciții a venit și momentul primului meu recital. Eram doi care urma să cântăm în seara respectivă, Grig și cu mine. Grig mergea la aceeași școală elementară pe care o frecventam și eu și a avut aceeași profesoară de pian închistată pe care am avut-o și eu. Urma să cântăm amândoi aceeași melodie. Cu toate că eu exersase mult mai mult, știam că el va cânta mai bine cântecul respectiv. Greg era genul de copil care se pricepea la toate. Era cel mai talentat și mai încrezător băiat din școala noastră elementară și oarecum lua în stăpânire încăperea în care intra. Practica diverse sporturi, se pricepea la matematică, ținea prelegeri, făcea tranzacții la bursa de cereale, recondiționa motoare și nu avea decât 9 ani. Greg a sosit la recital îmbrăcat într-un frac cu monograme pe mâneci și cu batistă încrețită la buzunarul de la piept. S-a așezat la pian cu spatele drept și a aruncat în spate cozile fracului și a interpretat cu eleganță un cântec intitulat De la fereastra farului. A cântat cu atâta măestrie încât am crezut că ar putea fi odras la magica lui Beethoven și Elton John. Degetele lui erau perfect îndoite, ca ghearele vulturului american. Mai mult, în timp ce cânta, și-a încrucișat chiar mâinile, așa cum se face în filme. După ce a cântat ultima notă, a ridicat deasupra capului degetele, care erau încă încleștate de efort. A rămas în această poziție destul de mult timp, până când încăperea a explodat în aplauze. Măreția tocmai sosise pe pământ, se numea Greg. Apoi am urmat eu. Am urcat pe scenă îmbrăcat cu o pereche de pantaloni în carouri și un jerseu care îmi provoca mâncărimi cumpărat de mama mea. Arătam ca Mr. Rogers. Am aruncat o privire asupra audienței care stătea plecată înainte cu sufletul la gură în urma interpretării epice realizate de Greg. Am privit apoi claviatura. Era o mulțime de clape. Nu mi-aminteam dacă trebuia să încep cu cele albe sau cu cele negre. Așa că am început cu amândouă și mi-am dibuit cumva calea de-a lungul cântecului. A fost teribil. Nu exista niciun fel de far. Nu era nicio fereastră. Interpretarea mea a fost plină de greșeli, de pauze jenante și repetări. Ca să sfârșesc cântecul, am avut nevoie de 2 ori mai mult timp decât a avut nevoie Greg. În loc să închei cu degetele încovoiate ca o gheară deasupra capului, mi-am lipit fruntea de clape, mi-am lăsat mâinile să atârne și am început să suspin. Eram copleșit de rușine. Charlie Brown nu putea arăta mai vrednic de milă. Câțiva oameni au bătut din palme pentru a rupe tăcerea jenantă care se așternuse în timp ce coboram de pe scenă cu capul plecat. Eram umilit. Aceea a fost ziua în care am încetat să mai cânt la pian. După mai mulți ani, locuiam într-un dormitor situat față în față cu facultatea de muzică. Era acolo o sală mare și un pian uriaș pe scenă. Treceam pe lângă această sală de mai multe ori pe zi, ducându-mă la cursuri sau întorcându-mă de la ele. Uneori aruncam o scurtă privire înăuntru ca să văd dacă pianul cel mare cânta ceva, dacă la pianul cel mare cânta cineva, însă nu era niciodată nimeni. Vederea pianului îmi trezea amintirea dureroasă a umilitorului meu recital petrecut cu ani în urmă. Pentru mine, pianul arăta ca un dric, cu clape albe și negre. Îmi amintea de ziua în care mă făcusem de rușine înaintea tuturor.
Într-o zi, fără niciun motiv, am deschis ușa sălii, am înaintat pe culoarul dintre sutele de scaune tapisate cu catifea roșie, m-am urcat pe scenă și m-am așezat la pian. Nu mai aveam pantaloni în carouri și nici jerseu, dar m-am simțit imediat de parcă aș fi fost același copil speriat de gândul că trebuie să încep să cânt și îngrozit că mă voi opri dacă aș începe să cânt. Cu toate acestea, m-am hotărât să încerc din nou, de la fereastra farului. M-am așezat cu spatele drept, mi-am încovoiat degetele, așa cum procedase Greg, și am început să cânt. Și știi ce? Am reușit. Am lovit fiecare notă, fără greșeală. Dacă aș fi fost la Jocurile Olimpice, ar fi fost confetii peste tot, iar oamenii ar fi aprins torțele, s-ar fi desprins de bare, ar fi fugit pe saltele, iar arbitrii ar fi ridicat numărul 10. Cred că o fotografie cu mine așezat la pian ar fi ajuns în final pe vreo cutie cu fulgi de cereale. Trecuseră mai bine de 10 ani de la fatalul meu recital de pian. N-am avut niciun fel de partitură. În tot acest timp nici măcar nu m-am gândit la melodia de la fereastra farului și nici la pian nu am mai cântat. Cu toate acestea am cântat această piesă fără greșeală. La terminarea ultimei strofe am cântat ultimul acord, izbindu-mi ambele mâini de clape ca un Viking. Degetele mele au lovit cu o pasiune, o putere și o autoritate incontestabile. Încet mi-am ridicat mâna ca o gheară deasupra capului și am ținut-o acolo destul de mult timp. M-am întrebat, cum se poate așa ceva? Simplu. Nu aveam audiență și nici reflectoare. Aveam, în schimb, memorie musculară. Diferența dintre marele jazz improvizat și marile recitaluri de muzică clasică este simplă. În primul caz, nu există note greșite. Dacă cineva face o greșeală, nimănui nu-i pasă și nici măcar nu observă. Toată lumea continuă să lovească cu degetele. La recitaluri însă, toată lumea se așteaptă la perfecțiune. Noi cheltuim mult mai mult timp cu recitalurile în comunitățile noastre de credință decât cred eu că a intenționat Iisus. Scenele, audiențele și platformele ne schimbă. Oamenii care devin dragoste n-au nevoie de niciuna dintre acestea. Nu e nimic inerent rău în a ocupa toate scenele, însă se prea poate să sfârșim cântând înaintea audienței nepotrivite. Împreună cu prietenii mei am încercat să creăm un eveniment experimental live intitulat Sufrageria. E un loc în care nu există niciun fel de scenă. Am organizat primul eveniment de genul acesta la noi acasă, în San Diego, și nu am dat niciun fel de detalii. Nu i-am spus niciunuia dintre viitorii participanți cine urma să vorbească, ce avea să cânte sau ce aveau ei de făcut dacă veneau. Am anunțat pur și simplu că toți erau invitați. Așa proceda și Iisus. După ce Iisus s-a înălțat la cer, prietenii lui i-au invitat și ei pe toți la ei acasă. Frângeau pâinea împreună și puneau toate lucrurile în comun. Așa ceva ne propusesem și noi. Deși sunt destul de expansiv în public, scumpa mea Maria și cu mine avem o viață noastră privată. Așadar, ideea de a invita niște străini în casa noastră era ușor neliniștitoare, mai ales pentru scumpa mea Maria, care este puțin introvertită. Nu aveam de unde să știm dacă cineva nu avea să iasă din dormitorul nostru, purtând chiloții mei și ducând umbrela ei. Am stabilit ziua și perioada pentru înscrieri și am comunicat că puteam primi cam 30 de persoane în sufrageria noastră, dar la nevoie puteam înghesui până la 60. Când a venit vremea, în 4 minute s-au înscris peste 800 de oameni. Cei pe care îi puteam primi au venit la noi și ne-am distrat de minune. Pentru ceilalți, am închiriat House of Blues de lângă Disneyland puțin mai târziu. Am mai chemat câțiva prieteni să vină să vorbească și să cânte. Apoi am distribuit bilete la Disneyland, unde au avut loc sesiunile noastre pe ateliere. Cei care au vrut să discute despre viitorul lor s-au întâlnit cu unul dintre vorbitorii noștri la Tomorrowland.
Cei care au dorit să vorbească despre cele mai mari temeri ale lor s-au întâlnit la Haunted Mansion. Un prieten al meu care se ocupă de cei fără adăpost se găsea pe Main Street. Un altul, care e rapper, se afla la Cinderella Castle. Eu, desigur, eram în apropiere de insula lui Tom Sawyer. Mi s-a spus că locul în care ne întâlnim contează la fel de mult ca lucrurile pe care le spunem, poate chiar mai mult. Unele dintre cele mai bune conversații pe care le putem avea se pot petrece în locuri nepotrivite. Am organizat un alt eveniment prin care i-am adus pe oameni împreună. N-am ales cel mai vestit oraș din țară, ci am ales unul din cele mai puțin renumite. Ne-am amintit că nici Dumnezeu nu a ales Ierusalimul, ci locuri relativ neînsemnate, cum ar fi Betleemul sau Nazaretul, pentru a aduna oamenii în jurul lui Isus. Am ipotecat casa și am închiriat centru de conferințe. Un grup extraordinar de vorbitori și muzicieni au fost de acord să vină pentru puțin mai mult decât o pizza și câteva informații despre cum să ajungă acasă. Au venit mii de oameni, iar noi am adunat de la ei o mulțime de bani pe care i-am pus într-un vas enorm. Le-am spus oamenilor că dacă aveau nevoie de bani, să-și ia, iar dacă aveau mai mulți decât le era necesar, să mai adauge. Am lăsat banii acolo peste noapte, în cazul în care lucrătorii de la centru de conferințe ar fi avut nevoie de ei. La sfârșit, am dăruit toți banii celor săraci în suferință sau care aveau nevoie de ajutor. La fel a procedat și biserica primară. Ei au creat propria lor economie, punându-se pe ei înșiși și resursele lor la dispoziția tuturor. Au procedat astfel pentru că deveneau dragoste. Indiferent dacă vrem sau nu, sfârșim prin a memora lucrurile pe care le facem în mod repetat. Așa am fost făcuți din fabrică. Pentru că așa am fost făcuți, e un lucru inteligent să faci ceea ce merită repetat. Oamenii care devin dragoste procedează astfel. Ei își fac obiceiuri frumoase și se înconjoară cu lucruri frumoase. Își umplu viața cu cântece, practici și obiceiuri care comunică dragoste, acceptare, har, generozitate, bună dispoziție și iertare. Oamenii care devin dragoste repetă aceste lucruri atât de des încât nici nu-și mai dau seama că le fac. Pentru ei e obișnuință. Nu au nevoie de nimeni care să-i aplaude, nu au nevoie de validare pentru lucrurile despre care știu că sunt inerent bune, adevărate și frumoase. Ei nu au nevoie nici de galoanele care vin odată cu recunoașterea. De asemenea, ei nu simt nevoia de a-i critica pe cei care au călcat strâmb de vreo două ori sau care au cântat greșit câteva acorduri. Nu știu cum ești tu, însă eu am ajuns de mai multe ori la sfârșitul zilei înainte să-mi dau seama că nu mi-e încheiasem bine cămașa care mi-a târna afară din pantaloni. De obicei nu greșesc decât cu un nasture, însă uneori greșesc și cu doi. Adevărul este că unii din cei care mi-au influențat credința cel mai mult aveau și ei o abatere de la câțiva nasturi la cămașă. Făcuseră greșeli grave. Fugi la acești oameni, nu de ei. Ne dă un fel de încredere să știm că toți am mai scăpat pe aici pe acolo câte o notă falsă. În catalogul credinței noastre se află însă modul în care ne tratăm unii pe alții atunci când călcăm strâmb. Maria a alergat la mormânt după vreo două zile de la mormântarea lui Isus. Când el a înviat, ea a crezut că este grădinarul. El nu a făcut-o de râs înaintea tuturor arătându-i toate motivele pentru care greșea, nici nu a pus la cale să facă cu ea un studiu biblic pe această temă. Știi ce a făcut? I-a rostit pur și simplu numele. Marie. Atât. A fost cea mai scurtă predică rostită vreodată. Nu trebuie să trimite marcași în turn ca să-l protejeze pe pruncul Iisus ori de câte ori cineva apasă câte o clapă greșită. Citește cartea Apocalipsa. El nu mai este în leagăn. Ar trebui oare să cunoaștem bine doctrina și să știm ce îi spune lumii Biblia? Fără îndoială. Nu uita însă că a iubi pe oameni așa cum i-a iubit Iisus este întotdeauna teologia supremă. Memorează lucrul acesta. Memorează harul. Fă din el deprinderea ta. Uită de scene.
Credința ta nu este un recital. Atunci când oamenii greșesc câteva note, ei cântă jazz în viața lor. Aleargă spre ei. Nu le da sfaturi, strigă-i pe nume. Iar dacă nu știi cum îi cheamă, nu spune nimic. Dumnezeu îi creează pe oameni, iar oamenii creează probleme. Însă oamenii nu sunt probleme. Ei nu sunt nici proiecte. Oamenii sunt oameni. Data viitoare când cineva din jurul tău greșește, ia-l deoparte în particular. Nu îngrămădi însă asupra lui o mulțime de indicații de parcă ar fi o partitură muzicală. Îmbrățișează-l. Astfel vei face ca și pentru el harul, dragostea și acceptarea să se transforme în deprinderi. Capitolul 10. Trei lumini verzi. Nu avem nevoie de atâtea confirmări câte credem noi că ne trebuie. Petrec multă vreme în avion, foarte multă. Mie îmi place să fiu în preajma oamenilor, iar aeroporturile roiesc de oameni. Prin urmare, avioanele sunt parte din viața mea. Anul trecut am zburat peste 700.000 de kilometri. La aeroportul din localitate mi se spune Dr. G. I-am ajutat pe unii dintre vânzătorii de bilete să adopte copii. Am participat la absolvirea unora dintre copiii lor liceeni și i-am mângâiat pentru pierderea celor dragi pe unii dintre lucrătorii aeroportului. Mă simt uneori asemenea lui Tom Hanks în filmul Terminalul. M-am întrebat adesea cine ar cumpăra vreodată haine la magazinele din aeroport. Mă simt oarecum rușinat să spun că eu sunt unul dintre acei oameni. Sunt și pilot, ceea ce înseamnă că uneori zbor eu însumi spre anumite destinații. Fac lucrul acesta de obicei atunci când destinația e destul de aproape și nu vreau să conduc prea mult. Odată, tocmai încheiasem o perioadă intensă de călătorii de-a latul țării. Cred că am zburat peste Kansas cel puțin de 6 ori într-o săptămână. Am impresia că am văzut un fermier care mi-a făcut cu mâna în timp ce treceam pe deasupra. Când mi-am dat seama că următoarea locație în care trebuia să ajung însemna un drum lung cu mașina, dar că distanța putea fi mult scurtată zburând peste munți, m-am hotărât să mă scutesc de traficul californian și să zbor cu un mic avion. Mi-am sunat un prieten care era membru al unui club aviatic și el mi-a oferit posibilitatea să închiriez un avion cu $100 pe oră. Erau doar câțiva dolari în plus față de herț. Desigur, era o rablă de avion, dar zbura, așa că l-am închiriat. Am luat o hartă înainte de a porni în direcția pistei și am întocmit rapid un plan de zbor. Când am pilotat pentru prima dată, n-am prea înțeles la ce slujea planul de zbor. M-am gândit că planul meu era destul de simplu, să ajung la destinație și înapoi, fără să mă izbesc de ceva pe traseu. Se pare însă că atunci când apuci calea aerului, primul lucru pe care trebuie să-l descoperi este obstacolul cel mai înalt de pe traseul tău de zbor. Motivul principal este dorința de a nu muri. Pe drumul meu spre Palm Springs, cel mai înalt obiect era un munte de aproape 2000 de metri. Așadar am zburat la o înălțime de aproximativ 2500 de metri ca să fiu în siguranță. Imediat după ce am aterizat și am condus avionul spre hangar, doi indivizi care pilotau un F-16 au aterizat cu avionul lor de vânătoare și s-au oprit pe un loc de parcare din apropiere. Au ieșit din avion purtând costume de culoarea măslinelor verzi, gen Top Gun, acoperiți cu furtune de oxigen, pistoale de semnalizare și niște parașute de toată frumusețea. Lumina soarelui care îi învăluia creia impresia unui nimb, fapt care îi făcea să pară și mai spectaculoși. Între timp am ieșit și eu din avionul meu purtând niște blugi jerpeliți, un tricou vechi și un ceas cu Mickey Mouse. Încerc să nu mă compar cu alți oameni, însă uneori acest lucru este inevitabil. Am aruncat o privire asupra avionului meu prăpădit, de aripile căruia târna banda adezivă, parcat lângă avionul lor F-16, de aripile căruia târnau rachete. M-am simțit ușor inadecvat. Am intrat în vorbă cu piloții de vânătoare, sperând oarecum să pot trage și eu cu pistoalele lor de semnalizare.
Am aflat că au zburat cam 3000 de kilometri până la Palm Springs ca să poată exersa zborul prin văile din zonă. Mi-au spus că zborul prin văi i-a ajutat să devină piloți mai buni. Le testa îndemânarea și munca în echipă. Le scurta timpul de reacție. Mi-am amintit atunci de modul în care mi-am făcut eu planul de zbor. Am zburat la 500 metri peste cel mai înalt obstacol, pentru că voiam să fiu în siguranță. Piloții aceștia au zburat prin văi, pentru că doreau să devină mai buni. Am ajuns la concluzia că Iisus nu ne-a cerut să evităm riscurile. Ne-am născut pentru a fi curajoși. Există o mare diferență între a fi prudent și a fi în siguranță. Unii consideră că vor fi scutiți de pericole pentru că sunt precauți. Nu sunt de acord. Dacă viața și identitatea noastră se află în Iisus, cred că putem redefini siguranța ca apreciere de El, ca apropiere de El. Să nu mă înțelegi greșit. A nu risca și a aștepta după certitudini în viața noastră nu e neapărat un lucru rău, însă nu e nici credință. Dacă nu ne asumăm riscuri prin credință, nu vom înainta și nici nu ne vom dezvolta, ci vom rămâne în aceeași stare. Dumnezeu vrea altceva pentru noi. Ce urmărește El prin fiecare experiență este să nu ieșim din ea la fel cum am intrat, ci își dorește ca la capătul ei să fim mai dependenți de El. Nu vreau să spun că totul trebuie să fie riscant în viața noastră, însă credinței noastre iar face bine să ne asumăm riscuri uneori. A iubi pe oamenii pe care nu-i înțelegem sau cu care nu suntem de acord este unul din lucrurile riscante, frumoase și neobișnuite pe care le fac cei care devin dragoste. În fiecare zi putem decide dacă vom acționa în siguranță zburând deasupra vârfurilor munților din relațiile noastre sau ne vom strădui să devenim mai buni găsindu-ne calea de-a lungul văilor. Cerul și o lume întreagă de suferinți speră că vom acționa în felul acesta. Biblia vorbește despre lucrul acesta. Ea ne spune că atunci când credința noastră este pusă la încercare, avem ocazia să creștem. Mi se pare normal. Cu alte cuvinte, dacă vrem să ne întărim credința, trebuie să navigăm prin locuri mai adânci. Ușor de spus, însă în realitate e mult mai greu decât pare. Sunt un om destul de optimist și cu toate că sunt dispus să trec printr-o vale sau două, nu pornesc în direcția lor, asemenea celor doi piloți. Adevărul este că am anumite rețineri față de oamenii dificili și de greutățile vieții. Astfel ajung să mă plâng de afacerea proastă pe care am încheiat-o și de cât de nedrept este ca unui omuleț de treabă ca mine să-i se întâmple lucruri grele sau să fie obligat să interacționeze cu oameni greu de mulțumit. Cei care devin dragoste înțeleg că Dumnezeu ne călăuzește prin locuri dificile, pentru că cei mai mulți dintre noi se tem să le caute ei înșiși. Mi se întâmplă tot timpul și de obicei nu văd decât în retrospectivă faptul că locurile dificile prin care am navigat m-au ajutat să găsesc o cale mai bună. Aceasta a fost dintotdeauna ideea lui Dumnezeu cu privire la noi. După ce am terminat evenimentul de la Palm Springs, era deja seara târziu, în jur de ora 10. Am mers cu mașina înapoi la aeroportul local și mi-am pregătit avionul de decolare. Avionul F-16 nu mai era acolo și mi-am închipuit că oamenii aceia zburau cu Mach 5 printr-o vale din apropiere, pregătindu-se, testându-și deprinderile și distrându-se de minune. Dar eu eram gata să mă duc la culcare. Zborul spre casă a fost lipsit de surprize. Nu m-am dat peste cap și nici n-am zburat în zigzag prin canioane. Când am ajuns în apropierea aeroportului local din orașul meu, am urmat toate procedurile de aterizare și am respectat tot ce trebuia respectat. Unul dintre ultimii pași a fost să trag de levierul care cobora trenul de aterizare. Pe bord se află niște beculețe verzi care îl înștiințează pe pilot că fiecare roată a coborât complet, a intrat în locașul ei și este pregătită să atingă pista de aterizare. Când vezi trei beculețe verzi pe panou, atunci ești pregătit de aterizare.
Am tras de levier și am auzit cum roțile s-au rotit pentru a-și ocupa pozițiile. În momentul acela s-a întâmplat un lucru la care nu mă așteptam. Nu s-au aprins decât două luminițe vers, una pentru fiecare din cele două roți din spate. Nu era nicio luminiță pentru roata din fața avionului. Oboseala mi-a dispărut imediat. Am chemat turnul de control încercând să-mi păstrez calmul. Alo, turnul, nu cred că am roata din față. Alo, aici turnul, vă rugăm să zburați pe lângă turn. Voi încerca să văd cum stau lucrurile cu trenul dumneavoastră de aterizare. Mi-am schimbat direcția de zbor ca să trec în viteză, în ghilimele, pe lângă turnul de control. Mă simțeam ca Tom Cruise în Top Gun, numai că era întuneric și nu mă putea vedea nimeni. După ce am trecut pe lângă turn, controlorul m-a apelat din nou la radio. Aici turnul. E prea întuneric. Nu vă pot confirma dacă trenul de aterizare a coborât sau nu. Stai! Cum? Asta-i tot? Asta-i tot ce ai de zis? Am vrut eu să strig în replică la radio. Cum adică nu poți să spui? Tu ești în turnul de control, trebuie să știi ce să faci. După un minut sau două, controlorul m-a contactat din nou prin radio și mi-a cerut să zbor din nou pe lângă turn, așa că m-am supus. Din nou mi-a spus că n-a reușit să vadă. Eram panicat de două luminițe vers. După alte câteva minute ce mi s-au părut nesfârșite, m-a întrebat iarăși prin radio. Vrei să declari o stare de urgență? Chicotind, i-am răspuns. Prietene, am declarat stare de urgență în pantaloni, în urmă cu aproximativ 15 minute. Mintea mea lucra febrilă, încercând să găsească o modalitate de ieșire din situația în care mă aflam. Niciuna din opțiunile la care mă puteam gândi nu părea prea atrăgătoare. Dacă aterizam fără roata din față, nu se sfârșea bine. Dacă rămâneam în aer, mi s-ar fi terminat combustibilul și aș fi sfârșit-o probabil și mai rău. Dacă nu mă puteam duce la toaletă destul de repede, ei bine, știm cu toții cum se termină un astfel de lucru. Cu toții am trecut prin astfel de situații în viață. Contăm pe faptul că se va întâmpla un anumit lucru și nu se întâmplă. O slujbă, o întâlnire, un beneficiu, un răspuns, un verdict. Așteptăm cu toții mai multă informație, mai multă confirmare și mai multă certitudine la un moment dat. Uneori, indiferent despre ce e vorba, mai mult din ceva ne ajută. Vrem claritate și, în schimb, dobândim confuzie. Vrem răspunsuri și obținem mai multe întrebări. Facem planuri grozave și, dintr-o dată, se întâmplă ceva neașteptat și toate sfârșesc pe podea, precum o grămadă de haine murdare. Poate sperăm ca o ușă să se deschidă sau alta să se închidă. Așteptăm ca anumite lucruri să se sfârșească, iar altele să înceapă. Toate semnele arată într-o singură direcție. Apoi, într-o clipă, ceva se strică. Planul de zbor pe care mi l-am făcut pentru viața noastră trebuia să ne ducă mult deasupra munților, dar cel pe care l-am obținut de fapt ne-a aruncat în adâncimea văilor. Pe scurt, cei mai mulți dintre noi vor mai multe beculețe vers decât avem de fapt. E ușor de uitat faptul că credința, viața și experiențele noastre sunt toate beculețele vers de care avem nevoie. Datoria noastră este să ducem avionul la sol. Dumnezeu nu îngăduie ca astfel de lucruri să se întâmple pentru a ne ameți de cap. El folosește aceste împrejurări pentru a ne forma inimile. El știe că dificultățile, greutățile și ambiguitatea sunt cele care ne fac să creștem, pentru că ele ne aduc aminte de dependența noastră absolută de El. Planurile lui Dumnezeu nu sunt nimicite doar pentru că planurile noastre trebuie să se schimbe. Ce se întâmplă dacă scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră este ca noi să nu investim atât de mult din timpul nostru, încercând să punem la punct marele plan al vieții noastre? Poate că El nu vrea decât să-L iubim și să ne iubim unii pe alții. Capacitatea noastră de a ne schimba e adesea blocată de planurile noastre. Unii oameni așteaptă stele căzătoare sau mămăruțe care să li se așeze pe nas ca răspunsuri de la Dumnezeu. Fără îndoială, El ne poate vorbi și astfel. Dar ca să fiu cinstit, deși mi s-au întâmplat și mie astfel de lucruri, ele nu mi s-au părut niciodată niște răspunsuri reale
ci mai degrabă niște atenționări. Nu cred că Dumnezeu trișează la cărți ca să ne atragă atenția. Mai degrabă, El ne dă nădejde, visuri și dorințe. El ne dă tenacitate, hotărâre și curaj. El ne-a făcut talentați în anumite domenii și oribili în altele. El aduce în viața noastră oameni voioși, frumoși și distractivi, dar și câțiva nesuferiți. Uneori El schimbă traiectoria planurilor noastre, luându-ne ceea ce știm deja bine și îngăduindu-ne să zburăm prin văi mai adânci și mai înguste decât cele prin care am trecut deja. Nu ignora beculețele vers pe care le ai deja. Care sunt lucrurile care te desfată? Care sunt cele care îți aprind imaginația? Ce te umple cu un sentiment profund al sensului și semnificației? Ce te aduce mai aproape de Dumnezeu? Ce lucruri vor rămâne în viața ta și în viața altora? Fă aceste lucruri. Ele sunt luminile tale vers. Cei mai mulți dintre noi au deja mai multe lumini decât au nevoie. Nu aștepta momentul să te alături unei mișcări. O mișcare nu e decât un grup de oameni care fac mișcări. Fii tu însuți o mișcare. Gândește-te care va fi următoarea ta acțiune după ce treci la fapte. Nimeni nu rămâne în amintirea altora pentru lucrurile pe care a plănuit să le facă. Eu nu am avut în avion decât două luminițe vers, deși îmi trebuiau trei. Poate că tu vrei să ai 10 lumini vers înainte să faci lucru riscant pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine, însă nu ai decât 8. L-am auzit odată pe un prieten de-al meu zicând că toate oportunitățile vin cu data expirării scrisă pe ele. Dacă nu profiți de ocazia pe care o ai, sunt șanse să o pierzi la un moment dat. Iată cum stau lucrurile. Ține cont de toate dorințele profunde pe care le ai de a păși în direcția acelui lucru frumos și curajos pe care te temi să-l faci. Probabil nu vei avea întotdeauna ocazia să-l faci. Acum este momentul. Viața ta, experiența ta și credința ta sunt beculețele tale verzi. Acționează! Procedura în cazul aducerii la sol a unui avion fără roata din față e diferită de cea obișnuită, cum e și normal. Mai întâi aterizezi pe roțile din spate ca să știi că sunt deja jos și pe poziție. Regulile vieții nu diferă nici ele prea mult. Vezi care sunt lucrurile pe care poți conta și lasă-ți toată greutatea asupra lor. Eu mi-am pus toate lucrurile în mâna lui Isus, fiind încredințat că El era o lumină verde pe care puteam conta. Lucrurile nu se opresc însă aici. Dumnezeu m-a înconjurat cu nenumărați oameni, tot așa cum te-a înconjurat și pe tine. Mulți din oamenii aceștia sunt lumini vers care mă îndrumă spre Isus prin relațiile noastre. Identifică-i pe oamenii aceștia în viața ta și sprijinește-te pe ei puțin. Arată-te mai vulnerabil și mai transparent decât crezi tu că ar trebui. Fă-o indiferent de situație. Uneori când îi cerem lui Dumnezeu un răspuns, El ne trimite un prieten. Vezi pe cine a trimis deja la tine. Mai am încă o mulțime de întrebări. De obicei nu am toate luminile verzi pe care aș dori să le am. Sunt probabil o mulțime de lucruri pe care nici tu nu le-ai clarificat încă. Fii sincer cu tine însuți în privința acestor lucruri. Dumnezeu se îngrijorează mai puțin pentru cei care își recunosc îndoielile decât pentru cei care pretind că sunt siguri. Îmi încep fiecare zi gândindu-mă la lucrurile de care sunt sigur și pe ele mă bazez. În primul rând mă gândesc la Dumnezeul meu plin de dragoste și compasiune, căruia îi pasă de mine și de lumea în care trăiesc. Cu mare grijă mai adaug ceva la aceasta. Nu știam dacă roțile avionului aveau să funcționeze, însă știam că Dumnezeu era cu mine atunci când mă frământam din cauza trenului de aterizare. Cei de la turn au încetat să mai vorbească cu mine. N-aveau ce face. Ne-am spus toate lucrurile pe care ni le puteam spune, însă cuvintele nu se transformă în roți. În acele momente simt prezența Domnului mai clar. Nu știu ce făcea omul din turn în timp ce eu transpiram cu picături de plumb, așteptându-mă fie să explodez, fie să mă zdrobesc de pistă, într-o șarjă de scântei și strigăte. Știam însă ce făcea Dumnezeu.
El era cu mine. Mi-am încheiat coborârea și am trecut de primele linii albe de pe pistă. Era momentul să mă pregătesc pentru contactul cu solul. Am coborât avionul cât de încet am putut și cu vârful cât mai sus posibil. Am închis ochii o clipă și am expirat. Era momentul să văd ce avea să se întâmple. Avionul s-a apropiat de pământ și roțile din spate au atins pista. În timp ce vârful avionului cobora, am început să număr. 3, 2, 1. Când aveam să ajung la 0, urma fie ca elicele să se lovească din plin de beton sau să simt o mică zdruncinătură care indica faptul că roata din față ajunsese și ea jos și pe poziție. Indiferent ce s-ar fi întâmplat, în momentul acela eram un simplu spectator. Am ajuns cu numărătoarea la 0. Am simțit o zdruncinătură. Roata din față era la locul ei. Am început să chiui, să zbier și să râd. Până la urmă s-a dovedit că ceea ce mă agitase atât de mult în timp ce eram în aer nu era altceva decât un bec ars în valoare de 5 cenți. Am pierdut prea mult timp în seara respectivă zburând în jurul aeroportului pentru că nu aveam toate luminile verzi pe care le doream. Cred că mulți dintre noi facem același lucru cu o mare parte din viața noastră. Nu îngădui ca un beculeț de un ban să te împiedice să-ți atingi scopul. Dumnezeu nu e surprins că noi vrem mai multe confirmări. El speră însă să nu ne blocăm în timp ce așteptăm după ele. Cine n-ar vrea mai multe lumini vers? Totuși, la un moment dat, va trebui să nu mai așteptăm după permisiuni pentru a ne trăi viața. Dumnezeu nu e zgârcit cu iubirea Lui și nu se desfată văzându-ne tulburați. Poate că nu obținem toate răspunsurile și toate confirmările pe care le cerem, deoarece Lui Dumnezeu îi place să ne vadă crescând. În aceeași ordine de idei însă, uneori este bine să faci o pauză. Unul dintre autorii Bibliei le-a spus prietenilor săi că doar pentru că o ușă era deschisă, nu însemna că puteau să și intre pe ea. Una este să te oprești pentru o vreme să analizezi lucrurile și cu totul altceva să te blochezi de groază și să nu mai înaintezi. Recunoaște momentul în care ambițiile tale frumoase se blochează în mintea ta. Nu trebuie să faci toți pașii deodată, ci doar pe cel care urmează. S-ar putea ca Dumnezeu să nu ne dea toate luminile verzi pe care le dorim, dar cred că El ne dă toate luminile verzi pe care El dorește să ni le dea la momentul respectiv. Înaintează cu ceea ce ai. Dacă Dumnezeu vrea să rămâi pe loc, te va informa. De asemenea, avem câteva lumini verzi care sunt întotdeauna aprinse. Dorințele noastre nobile. Îndemnurile clare ale lui Dumnezeu din Biblie de a iubi întotdeauna pe toată lumea. Dragostea lui pentru noi și darul de a ne avea unii pe alții. Poți conta din plin pe aceste lucruri, după care, pornind de la ele, vei putea afla multe despre necunoscutele vieții. Diferența dintre luminile verzi pe care le vrem și numărul celor pe care le primim de la Dumnezeu descrie destul de bine natura credinței. Credința nu înseamnă să cunoaștem ceea ce nu putem vedea, ci înseamnă să aterizăm, indiferent de situație, în loc să zburăm în cerc în jurul aeroportului. Adu avionul pe pământ. Capitolul 11. Ultima e cea mai bună. Iisus se folosește adesea de punctele noastre oarbe pentru a ni se descoperi. Vizitez regulat nordul Irakului pentru a verifica starea uneia dintre școlile în care organizația noastră Love 2 îi ajută pe copii să găsească un mediu sigur și plin de iubire într-o zonă de război. Dacă urmărești evenimentele, atunci ești la curent cu faptul că Orientul Mijlociu este o zonă cu multe probleme și cu multe tulburări. Nordul Irakului nu e nici el altfel, iar noi facem tot ce putem să-i ajutăm pe copiii aceștia să obțină o altă viziune despre viitorul lor. Câteva organizații minunate și vreo două familii s-au hotărât să se mute acolo și să locuiască împreună cu copiii și oamenii din comunitățile pe care le slujesc.
Îmi place să-i văd pe copii dezvoltându-se într-o țară în care, abia cu câteva săptămâni sau luni mai devreme, nu știau de unde își vor primi masa următoare sau unde vor dormi în noaptea care va urma. Împreună cu prietenii noștri organizăm școli pentru sute de copii afectați de războaiele civile. Avem un spital, o școală cu sute de copii iazidiți sau refugiați. Am construit și case pentru refugiații din Siria. Am întâlnit luptători peșmerga pe linia frontului care luptau împotriva soldaților ISIS, pe care îi puteam vedea la mică distanță din spatele sacilor de nisip. Peșmerga înseamnă oameni care înfruntă moartea. E un nume potrivit pentru oamenii aceștia. Le-am dat acestor viteși luptători peșmerga medalii ca să știe că eram mândri de ei. La un moment dat, când mă aflam pe linia frontului, unul dintre generali ne-a invitat în cortul său, unde concepuseră un plan pentru recucerirea orașului Mosul, un oraș cu 2 milioane de locuitori. Abia așteptam să văd hărțile detaliate, planurile și imaginile din satelit, despre care credeam eu că se aflau în interior. Spre surprinderea mea însă, niciunul dintre toate aceste lucruri nu se găsea acolo. În schimb, se afla o cutie cu nisip de aproximativ 2 metri jumate pe 3 metri jumate, în care se găseau câțiva omuleți de plastic, tancuri, drumuri și stegulețe albe și negre. Am avut așteptări mai mari. Adevărul este că de obicei nu avem nevoie de toate planurile pe care le facem. Desigur, din când în când planurile ajută, însă a iubi pe oameni înseamnă mult mai mult. Pentru unii oameni e mai ușor să-și facă planuri decât să-și facă timp. Dacă și tu ești așa, iată cum poți să rezolva situația. Fă din dragoste planul tău. În felul acesta, puține rămân lucrurile pe care trebuie să le notezi. În timpul unei călătorii în Irak, m-am trezit într-o dimineață și am constatat că nu mai puteam vedea cu ochiul drept. Era ciudat. Mi-am acoperit de mai multe ori ochiul stâng cu mâna, după care l-am acoperit pe cel drept. Nu vedeam nimic. Mă puteam uita la soare fără să văd nimic. Mai aveam încă 5 țări de vizitat în Orientul Mijlociu și în Asia înainte de a mă întoarce acasă. Așadar, ca un nătâng, am mers mai departe, gândindu-mă că voi rezolva problema ulterior. Dacă nu ai cap, nu poți avea nici dureri de cap. A fost însă o mișcare greșită. Când am ajuns acasă, m-am dus la oftalmolog. Era una dintre cele mai bune doctorițe din lume și mi-a spus că eram cel mai stupid dintre oamenii inteligenți pe care îi întâlnise ea. Eram sigur că exagera și că nu mi se aplica decât ultimul calificativ. Mă hotărâsem deja că dacă problema era de așa natură încât aveam nevoie de un ochi de sticlă, doream o ofertă mai largă ca să am de unde alege. Îmi doream unul cu o lumină laser în el, de genul celui din Terminatorul, și unul mai încruntat pe care să mi-l pun când cineva mă irita din calea afară. De când mi-a apărut această problemă, am avut parte de mai multe intervenții chirurgicale pe ochi. Înaintea fiecarei operații, o întrebam pe doctoriță cât de bine voi ajunge să văd după operație. Știi ce? Nu mi-a răspuns niciodată. În schimb, de fiecare dată mă asigura: Bob, vei vedea mai bine. La început am avut impresia că mi-o colea întrebarea. Eu îmi doream o prognoză privitoare la ochiul meu, însă ea îmi dădea ceva mult mai bun. Obțineam promisiunea unei persoane de încredere și o atenționare privitoare la viața mea. Aceeași promisiune o primim de la Dumnezeu în fiecare zi. Noi vrem ca Dumnezeu să ne dea toate detaliile, însă tot ce obținem de obicei este că îl vom vedea mai bine dacă privim acolo unde trebuie. Doctorița aceasta știe ce face. Practic, ea a inventat ochii. Și Iisus știe ce face, pentru că El, într-adevăr, a inventat ochii. Pentru că mă încred în amândoi, mă mulțumesc cu promisiunea că voi vedea mai bine. Vom vedea lucrurile pe care vrem cel mai mult să le vedem. Vederea mea își revine treptat. Fără îndoială, voi avea nevoie de timp până când va fi restaurată complet. Nu știu exact cât de bine voi ajunge să văd și nici cât de mult va dura. Până în prezent nu am avut decât vreo 6 operații. Aspir la un record mondial. În perioada de așteptare am văzut deja lucrul despre care Iisus și doctorița mi-au spus că se va împlini, chiar dacă ochiul meu nu și-a revenit încă în întregime. Văd mai bine.
Am avut parte de câteva beneficii în urma faptului că mi-am pierdut vederea la un ochi. De exemplu, știu unde este punctul meu orb. E la jumătate. Virajele la dreapta în intersecții sau în prezent, în cel mai bun caz, sunt în prezent, în cel mai bun caz, aproximative. E ca și când ai juca piatră, hârtie, foarfecă. Rock, paper, scissors. Piatră, hârtie, foarfecă e un joc de mână la care participă două persoane și în care fiecare jucător formează simultan una din cele trei figuri cu mâna întinsă. De regulă, deschid fereastra și strig. Atenție, vin! După care apăs pe accelerație. Când citesc relatările din Biblie despre orbii care s-au întâlnit cu Isus, reușesc să-i înțeleg mai bine. Îl înțeleg probabil cel mai bine pe cel care a fost vindecat de două ori de orbire. După ce Isus l-a atins prima dată, l-a întrebat ce vedea. El i-a răspuns: văd oamenii ca pe niște copaci în mișcare. Isus s-a atins a doua oară de ochii lui și abia după cea de-a doua atingere a reușit el să vadă lucrurile așa cum erau. Primele atingeri, ca primele impresii, sunt minunate, însă cred că mulți dintre noi au nevoie de o a doua atingere. Sunt mulți oameni care s-au izbit de Isus de-a lungul drumului, însă nu s-a întâmplat nimic de prima dată. Nu e o încercare ratată atunci când se întâmplă, tot așa cum nici Isus nu a ratat miracolul când l-a atins pe omul acesta prima dată. Dumnezeu vrea să fim cinstiți cu El în ce privește efectul pe care îl are El asupra vieții noastre. Îți spun fără ocolișuri, dacă s-ar fi întâmplat ca eu să fiu omul din poveste, aș fi fost ispitit să-L mint pe Isus după prima atingere, spunându-i că m-am vindecat. Înțelegi? Ca nu cumva Isus să arate prost. Iisus dorește însă răspunsuri cinstite privitoare la lucrurile care se petrec în viața noastră, nu întorsături. Motivul este simplu. Dacă orbul s-ar fi prefăcut și ar fi spus că poate vedea bine toate lucrurile după prima atingere, el nu ar fi fost de fapt vindecat. Adevărul este că nici nu știm exact de ce s-a atins Iisus de două ori de ochii acestui om. Cred că anumite miracole pe care Dumnezeu le face în viața noastră au loc pe etape. Chiar dacă am fost atinși de Dumnezeu, nu-i vedem pe oameni așa cum ar trebui, până când nu avem noi parte de o schimbare și mai profundă. Noi nu-i confundăm cu copaci, ci cu opinii, poziții, probleme și statut social, titluri, realizări și comportamente. Faptul că am probleme la un ochi m-a ajutat să-L înțeleg mai bine pe Iisus și în alte privințe. L-am rugat să mă ajute să văd și să cunosc mai bine lucrurile pe care nu le înțeleg din viața mea și din viața altor oameni. De cele mai multe ori am primit un răspuns indirect sau n-am primit niciun răspuns. Unii mi-au explicat, paranteză încă de multă vreme, că a nu primi un răspuns de la Dumnezeu este de fapt un răspuns. Cred că ar putea avea dreptate, însă ca să fiu sincer, n-am acceptat niciodată lucrul acesta. Dacă îi trimit cuiva o scrisoare și nu primesc niciun răspuns, mă întreb dacă destinatarul a primit de fapt scrisoarea. Uneori, când cerem un răspuns, Dumnezeu ne trimite un tovarăș. Adesea, oamenii aceștia vin îmbrăcați în blugi. Uneori, însă, poartă stetoscop și halat alb de doctor. Pentru că mă încred în Iisus mai mult decât în oftalmolog, mă mulțumesc cu promisiunea lui Dumnezeu că voi vedea mai bine. Chiar dacă e nevoie de încă vreo două atingeri. Una din schimbările importante din aceste zile e faptul că am ajuns să presupun că toți pot să vadă mai bine decât mine. Și de obicei am dreptate. Probabil că nu văd la fel de bine cât mi-aș dori să văd acum, dar sunt mulțumit să știu că voi vedea mai bine. Asta îmi dă nădejde. Uită-te țintă la Iisus cu ochii tăi sau cu ochiul tău dacă nu ai doi ochi funcționali. El vede ce vom fi și vrea ca noi să devenim dragoste. Am un prieten pe nume Lex. El suferă la ambii ochi de aceeași boală de care eu sufăr la unul. După 10 operații nereușite și-a pierdut complet vederea când nu avea decât 8 ani. La liceu, Lex a început să concureze la competițiile de atletism. Când a ajuns la facultate, a descoperit că poate fugi ca vântul. Așadar, s-a înscris în echipa de atletism. Primul meu gând a fost: cum poate un om orb să alerge pe pistă?
Am aflat apoi că Lex avea un prieten. Prietenul său aleargă înaintea lui și îl strigă pe nume. Lex nu face decât să alerge în direcția unui glas în care știe că poate avea încredere. Fiecare dintre cei care fac atletism trebuie să aleagă o anumită probă. Lex a ales săriturile în lungime. Sunt confuz. Pentru aceia dintre voi care nu știți prea multe despre această probă, e vorba să alergi cât poți de repede de-a lungul unei piste, cu lățimea de aproximativ un metru, pornind de la o distanță de peste 30 de metri. După ce faci ultimul pas, te arunci în văzduh cât mai sus cu putință, folosind o trambulină de lemn instalată pe pista de alergare și aterizezi cât mai departe posibil într-o groapă cu nisip. Imposibil pentru un orb, nu-i așa? Nu și pentru Lex. Știi de ce? Are un prieten pe al cărui cuvânt știe că se poate baza. Ceea ce face Lex este în același timp simplu și imposibil. Când îi vine rândul să intre în concurs, prietenul lui îndreaptă umerii în direcția gropii cu nisip din capătul pistei. Apoi se duce la marginea gropii și începe să strige în mod repetat. Zboară, zboară, zboară! Lex aleargă în direcția vocii prietenului său cât poate de repede și sare cât poate de departe. Știi ce s-a întâmplat? Lex s-a înscris în cursa pentru un loc în echipa paraolimpică a Statelor Unite și a reușit. Poate sări mai mult decât aproape orice om din lume. Motivul este următorul. Cei care devin dragoste încearcă lucruri imposibile pentru că s-au înconjurat de oameni pe care pot conta. La campionatele mondiale, prietenul lui Lex l-a dus până la capătul pistei de alergare. I-a îndreptat umerii și s-a dus înapoi la marginea gropii de nisip. Apoi a început să strige în direcția lui Lex. Zboară, zboară, zboară! Pentru că Lex este orb, el nu aleargă întotdeauna în linie dreaptă. Cu cât striga prietenul său mai tare, cu atât se abătea el mai mult de la direcția corectă. Când Lex a ajuns la marginea gropii, s-a lansat în aer cu toată puterea lui. Problema? Se abătuse de la direcția cea bună și a sărit într-un anumit unghi. Toți cei din tribune și-au ținut respirația. Lex a aterizat lângă groapa cu nisip și s-a prăbușit, lovindu-se de beton. Prietenul lui Lex și-a ridicat mâna deasupra capului, neputând să accepte lucrul care tocmai se întâmplase, după care a alergat în ajutorul prietenului său. Lex se lovise rău, iar uniforma lui se sfâșiase, a fost ajutat să iasă de pe teren de către echipa medicală. Noi toți suferim câte puțin de orbire și avem tendința să ne abatem. Uneori știm ce ne-a determinat să ne abatem de la linia dreaptă, iar alteori nu știm. Ne prăbușim și ne lovim și, de obicei, nu știm ce s-a întâmplat. Ceea ce se întâmplă în clipa următoare ne spune multe despre cine urmează să devenim. Eu nu sunt atlet, însă dacă aș fi fost în locul lui Lex, aș fi fost ispitit să renunț. M-aș fi gândit cât de nedreaptă este viața cu mine. M-aș fi plâns mie însumi de cât de departe am sărit și cât de tare m-am izbit. M-aș fi temut că dacă s-a întâmplat odată, se poate întâmpla din nou. Acestea sunt vocile înfrângerii pe care fiecare dintre noi le auzim la un moment dat. Dacă le îngăduim, aceste voci disonante pot elimina vocile în care ne-am pus încrederea. Lex nu vede însă lumea în felul acesta. Credința lui nu însuflețește doar inima, ci întreaga viață. Prietenul lui Lex i-a făcut rost de un echipament nou ca să nu se facă de râs, iar Lex a intrat iarăși pe teren, în mijlocul unui val de aplauze. Împreună au pășit spre capătul pistei. În atletism există o vorbă. Ultima e cea mai bună. Prietenul lui a îndreptat din nou umerii și picioarele lui Lex în direcția corectă, apoi s-a dus la marginea gropii de nisip și a strigat. Zboară, 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 bătând din palme tot mai des. Când Lex a lovit trambulina cu al 16-lea pas al său, a sărit în aer ca o gazelă. Când a atins nisipul, la o distanță de peste 7 metri, a câștigat întreaga competiție. Desigur, s-a bătut de la traseu puțin în încercarea lui anterioară. S-a izbit chiar de beton, însă Lex nu îi îngăduie fricii să-i conducă viața. Nici noi n-ar trebui.
Cu toții am făcut salturi în direcția unor lucruri pe care nu le-am putut vedea. O relație, o carieră, chiar credința noastră. Cu toții am fost înfrânți. Am sărit cu putere și am ratat din plin. Țintim spre nisipul moale, dar ne izbim de lucruri tari. Iată cum stau lucrurile. Dumnezeu nu ne iubește mai mult atunci când avem succes sau mai puțin atunci când ratăm. El apreciază încercările noastre. El ne-a dat fiecăruia dintre noi abilități diferite. Eu pot sări peste bordura străzii. Lex poate sări peste un buic. Eu nu mă străduie să devin Lex, iar pe el nu-l interesează să ajungă ca mine. Un lucru pe care îl avem totuși în comun este faptul că avem vreo doi prieteni adevărați. Prietenii aceștia n-au nici ei misiunea să ne dea prea multe indicații. Nu trebuie decât să ne cheme pe nume. Promisiunea pe care le-a făcut-o Iisus prietenilor săi a fost pur și simplu aceasta. A promis să fie o voce în care ei să se poată încrede. Tot ceea ce el le-a cerut prietenilor săi să facă este să alerge în direcția ei. Iisus a vorbit mult despre oi și păstori. Am avut și eu vreo doi câini, iar pentru o perioadă scurtă de timp am avut și un papagal și o broască țestoasă. N-am reușit însă niciodată să înțeleg ceea ce spunea Iisus despre a avea o turmă de oi. El a spus că oile recunosc glasul păstorului lor pentru că este un glas în care au învățat să se încreadă. Cred că acum înțeleg puțin mai bine ce voia să spună. Dumnezeu nu ni se dăruiește doar pe sine. Uneori trimite în viața noastră și câțiva oameni în ale căror glasuri ne putem încrede. Caută să afli cum sună glasul lui Iisus în viața ta. El stă la capătul traseului și te cheamă pe nume. Aleargă cât poți de repede în direcția lui. L-am invitat pe Lex să vină să se adreseze unei clase de studenți de-ai mei. Sute de studenți au stat uluiți în timpul orei în care Lex le-a vorbit. Pe platformă se afla un pian mare, iar el a interpretat un cântec pe care încă îl mai fredonez. Am descoperit că omul acesta avea și corzile vocale destul de puternice. Când ora s-a terminat, ne-am urcat în mașina mea și am parcurs drumul de 45 de minute, care ducea la centrul olimpic de antrenament. Când am semnalizat cu intenția de a vira la dreapta, Lex a plecat în direcția mea și mi-a spus: Bob, e strada următoare. Aproape că am pierdut controlul volanului. Cum? Am întrebat eu uimit. Partea ciudată a întâmplării a fost că avea dreptate. De unde știi? L-am întrebat eu încă uluit în timp ce viram la dreapta la colțul următor. Țin seama de locul în care mă aflu. Mă ajută să găsesc lucrurile de care am nevoie, mi-a spus el cu încredere. Am învățat multe lucruri de la Lex. Eu văd destul de bine, dar îmi folosesc mult prea puțin vederea. El nu vede deloc, dar într-un fel vede mai bine decât o duzină de optometriști. Mă întreb dacă nu cumva Biblia conține atâtea povestiri despre orbi, pentru că mulți dintre ei știu unde se află și de ce anume au nevoie. De multe ori eu nu știu. Învăț de la Lex să țin seama de locul în care sunt, încercând să aflu ce-mi trebuie și să deosebesc glasurile în care pot avea încredere. În timp ce înaintam cu mașina pe drumul corect, Lex m-a întrebat: Vrei să te uluiesc? Dragă, sunt deja uluit, nu mai e nimic ce să mă uluiască. Urmează o ridicătură pentru reducerea vitezei la vreo 10 metri de aici. Câteva clipe mai târziu, roțile au trecut peste o ridicătură din asfalt. Cu toții am auzit expresia credință oarbă. N-am înțeles exact semnificația ei decât după ce l-am întâlnit pe Lex. El este înțeleptul care mi-a spus: Nu contează la ce privești, contează ce vezi. Sunt de acord. Continuă să alergi pe pista ta. Va fi ușor? Nu deloc. Uneori s-ar putea chiar să te întrebi dacă merită efortul. Iisus stă la marginea eternității strigându-te pe nume. El vrea să alergi în direcția lui cât te țin picioarele. El știe că nu poți vedea întotdeauna ce se află înaintea ta și vrea să uiți lucrurile care se află în urma ta. Zboară, zboară, zboară! Glasul lui este unul în care te poți încrede.
El vrea să alergi cu viteză și să sari la mare distanță. Ultima săritură e cea mai bună. Ultima săritură e cea mai bună.